În vremea aceea a scos Iisus un diavol dintr-un bolnav care era mut. Și când a ieșit diavolul, mutul a început să vorbească, iar mulțimile s-au minunat. Unii însă dintre ei ziceau, cu Belzebul căpetenia diavolul scoate pe diavol, iar alții spitindu-l cereau de la dânsul să le dea un semn din cer. Dar el, știind gândurile lor, le-a zis, orice împărăție, dacă se dezvină în sine, se pustiește și casă peste casă se răstoarnă. Deși satana, dacă s-a dezvinat în sine, cum va mai sta împărăția lui, fiindcă spuneți că eu izbolesc pe diavol cu Belzebul? Iar dacă eu izgonesc pe diavol cu Belzebul, feciorii voștri cu cine îi izgonesc? De aceea ei vă vor fi judecători. Dacă însă eu scot afară pe diavol cu degetul lui Dumnezeu, atunci a ajuns și la voi împărăția lui Dumnezeu. Când un om tare și înarmat păzește curtea sa, avuțiile lui stau în bună pace, dar când va veni unul mai tare decât el asupra lui și îl va birui, îi ia toate armele în care le nădăjduise și împarte prăzile ridicate de la el. Cel ce nu este cu mine este împotriva mea și cel care nu adună cu mine risipește. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Suntem în zi de joi, în săptămâna 23-a, după pogorârea Sfântului Duh. În vremea aceea a scos Iisus un diavol dintr-un bolnav care era mut. Și când a ieșit diavolul, mutul a început să vorbească, iar mulțimile s-au minunat. Numai din această frază de biscuitincioși, noi putem să înțelegem că Mântuitorul Iisus Hristos era atotputernic și prin cuvântul Său putea într-o clipă să scoată demonii din orice om. Iar demonii există și ei au un singur scop, acela de a se lupta cu Dumnezeu și lovește cel mai tare în copiii lui Dumnezeu, în fiii bisericii. Acolo lovesc ei din toată puterea lor. Dar demonii se manifestă în fel și chip. Am spus de multe ori, sunt demonii poftitori care îndeamnă la păcatele trupești de căsătorii, demonii mânioși care învrăjbesc lumea spre mânie și spre cealaltă, și demonii arhiconi, cei care lucrează prin partea rațională și mintea omului, o îndeamnă către necredință, către apostazie, către erezie, către hulă și către noi și noi rătăciri împotriva lui Dumnezeu, răstălmăcind adevărul sub toate formele. De aceea, creștinul ortodox trebuie să înțeleagă și să cunoască, așa cum spune Apostolul, cercetați duhurile, pentru că nu toate duhurile sunt de la Dumnezeu. Sunt duhurile cele curate, sunt îngerii care sunt duhuri slujitoare la Dumnezeu, dar sunt și duhurile necurate, întunecate, demonii, care au căzut pe pământ în văzduh și în ape, șerpi, scorpii și căpetenii și care acționează în fel și chip, așa cum auziți, mai explicit în molitvele Sfântului Vasile și a Sfântului Ioan Gură de Aur și găsiți situații clare în viețile Sfinților. Toți Sfinții au slujit lui Dumnezeu, dar slujirea lor a fost luptată de către demoni. Omul din ziua de astăzi nu vede în planul acesta. El vede doar la nivelul rațiunii și o rațiune care nu este pusă în slujba lui Dumnezeu, ci este o rațiune susținută de logica minții lui și de simțurile lui, care cred că văd, aud și simt totul, dar de fapt sunt doar niște aparențe, nu văd în profunzime. Omul din ziua de astăzi, dacă îi spui despre faptul că cineva poate să fie posedat de diavol sau că diavolul poate să vorbească prin om sau că satana poate să lucreze în
inima omului sau că un om poate să mulțească, așa cum a fost în pericopa evanghelică de astăzi, ei o să spună că sunt lucruri popești, călugărești, bisericești, sunt medievale, sunt depășite, noi cunoaștem structura ființei umane, știm ce este aceea psihicul omului, dar de fapt ei nu înțeleg că una este psihicul, partea psihică în om legată de rațiune și asta este partea duhovnicească. Demonii se așează în inima omului, în duhul omului. De aceea Domnul nostru Iisus Hristos a acționat în cauză, nu în efect. N-a luptat cu boala, ci cu cauza bolii. Și dintr-un om bolnav care era mut, boala lui care era susținută, întreținută și ținută de către un demon, se manifesta printr-o muțenie la nivelul corpului, la nivelul somaticului, iar mintea lui, rațiunea lui, psihicul lui era învrăjbit, era întunecat, era învolburat, dar nu acolo era de fapt adâncul adâncului, ci în inima omului. Și Domnul nostru Iisus Hristos a scos diavolul dintr-un om care era mut. Și când a ieșit diavolul, mutul a început să vorbească. Deci, vedeți, iubiți credincioși, diavolul, demonul în inima omului, de acolo i-a întunecat mintea, i-a întunecat rațiunea, i-a învrăjmășit simțurile, i-a tulburat emoția, i-a paralizat trupul și a muțit cu limba. Era mut. Domnul ce a făcut? A scos demonul și a revenit în inima omului, s-a luminat mintea, s-a așezat rațiunea, s-a așezat emoția și corpul omului a început să se manifeste normal ca să vorbească. Era un alt tip de botniță acolo, era mai profund, era botnița botniței, adică duhul în inima omului care l-a paralizat. Una este să pune demonul o botniță prin stăpânirea lui pe inima omului, alta este să pună o bobotniță pe rațiunea lui, încât să-i paralizeze rațiunea, și alta este în planul cel mai de jos, cum pățiți voi și toți în ziua de astăzi care se supun, au o botniță pe gură, ca de acolo să-i se pună botnița pe rațiune și pe minte, și de acolo să-i se pună botnița exact pe inimă, să pătrundă dracul în inima omului, pentru că așa pleacă el de la exterior la interior, cum am explicat în alte predici. Și Domnul nostru Iisus Hristos a scos demonul numai cu cuvântul. Unii însă, dintre ei, ziceau, cu Beelzebul, căpetenia diavolilor, scoate pe diavol. Iar alții, ispitindu-l, cereau de la dânsul să le dea un semn din cer. Unii și alții. Unii acuzau, spunând că cu Domnul demonul, iar alții cereau semn. Unii și alții, această învrăjmășire, această învălmășeală satanică pe care o folosește satana dintotdeauna, unul te atacă prin față, unul te atacă prin spate, unul te hulește, unul cere semn, unul vrea să-ți manifesti puterile tale, iar altul te acuză prin partea cealaltă, ei lucrează într-o comune, între ghilimele, demonică, ca să te scoată din centru, să nu fii pe verticală, să nu fii echilibrat și să te ducă către unii și către alții, către poftă sau către mânie, către aversiune sau către ateșament, să te ducă către erezie sau către schismă, să te facă ecumenist sau antiecumenist, să te facă pomenitor sau nepomenitor. Și dacă tot am amintit de lucrul acesta, să știți că aseară am primit la cineva un mesaj, o înregistrare pe care era o porțiune dintr-o exorcizare în care un monah nepomenitor, el lupta cu demonul dintr-o demonizată. Și acea demonizată era sub stăpânirea satanii și demonul vorbea din ea și îl acuza pe acel nepomenitor. De ce ai oprit pomenirea arhiereului tău? De ce ai oprit comunia cu arhiereul tău? De ce te-ai îmbrășmășit și te-ai înrăit în tine și nu te rogi cu răbdare și cu iubire ca arhiereul tău și ceilalți arhierei să se întoarcă la dreapta credință din erezia lor? De ce ai scos poporul din Sfânta Biserică și învrăjbești poporul nepomenitorului ca să nu mai meargă la Sfânta Biserică? De ce ai făcut schismă? Cine aude această cuvântare tocmai din gura mea o să zică ce s-a mai întâmplat.
dacă nu înțelege lucrurile așa cum se cuvine și cum le-am mărturisit noi dintr-un început. Nepomenirea arhiereului este o atitudine pe care o iei în situații de extremă, în situații în care este atacată biserica prin erezie, nu pentru probleme administrative sau păcate personale sau răfuieli de zi cu zi dintre unii și alții. Oprirea pomenirii este un gest greu, este o atitudine gravă, este o formă de apărare a credinței și a bisericii atunci când arhiereul și cei din preună cu el n-au primit semnale de atenționare, de dialog, de sfat, scrisorile, memoriile, atitudine, sinaxele, monahale și preoțești, n-au primit toate aceste etape și ei s-au fixat și s-au continuat cu mândrie și încăpățânare faptul că ei sunt în dreapta credință și că ecumenismul este bun și că nu este erezie și au semnat la Sinodul Florent din Creta. Iar în acea înregistrare cumplită, dacă știi, dacă înțelegi lucrurile, cumplită, vezi cum acel preot este pus într-o situație, nu știu dacă era preot sau monac, sigur, parcă era monac, într-o situație cam delicată, că un om mai scotea la capăt cu dracu. De ce? Pentru că cu dracu nu o scoți la capăt decât dacă ești în adevăr, pentru că tu nu poți să te lupți cu demonul, ci adevărul, lumina, puterea lui Dumnezeu din tine se luptă cu forțele întunericului. De aceea, dragostea este cea care nu cade niciodată. Dragostea este cea care pe toate le poate, toate le crede, toate. Dragostea este cea care este însoțită de adevăr. Dragostea nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr, de Duhul adevărului. De aceea, orice atitudine am luat noi și nu cumva să fim acuzați vreodată de oameni sau de demoni, orice atitudine am luat-o noi, am luat-o cu multă sfătuire, cu multă rugăciune, cu multă atenție, cu multă răbdare și cu multă dragoste de Dumnezeu și de aproape așa cât am putut noi în inima noastră, încercând să sfătuim pe arhiereu, să sfătuim pe frații noștri monahi, romonahi și preacuvioși și preacucernici părinți și pe mireni, să nu acceptăm erezia ecumenismului ca panerezie care lovește biserica din toate părțile. Și atunci am sfătuit tot timpul să stăm pe mijloc. Nu osândim noi pe arhierei, nu judecăm noi pe arhierei, nu-i scoatem noi din Sfânta Biserică ca și cum ne-am face cu noi sinod, nu îi scoatem noi de pe Sfântul Disc. Nu avem noi dreptul să facem lucrul acesta, de acolo numai Biserica scoate din diptice un arhiereu. Nu suntem noi cei care acționăm cu vreo ură personală. De aceea, cu multă răbdare și cu dragoste, n-am dus o luptă personală, ci am îndemnat și am sfătuit până la oprirea pomenirii și am spus așa: din dragoste față de adevăr și de aproapele, din dragoste și respect față de arhiereul nostru, din dorința de a se trezi, de a se lumina și de a se mântui, îl pomenim în continuare pe Sfântul Disc, coțându-i părticică ca arhiereu al locului și slujim pe antimisul acesta. Aceste răspunsuri le dăm acum clar, pentru că aceste înregistrări vor circula prin țară și vor profita de lipsa de discernământ a poporului, vor profita cine? Tocmai arhiereii și preoții care lovesc și care lovesc în mărturisirea noastră de credință și care sunt susținători ai ecumenismului. Și am pomenit la proscomidie pentru îndreptare, luminare, sănătate, mântuire și revenire la dreapta credință cu toată răbdarea și cu toată dragostea și mai insistent decât până acum am pomenit arhiereul nostru ca să se trezească la lumină, să prindă putere. Dar totodată, pentru mustrarea lui, pentru trezirea lui, pentru trezirea poporului, pentru conștientizarea poporului, pentru apărarea credinței, pentru apărarea bisericii, la Vohodul Mare și la Eterii n-am pomenit arhiereul ca lumea să se întrebe, preoții să se întrebe, arhierei să se întrebe ce se întâmplă, nu mai este pomenit și noi să spunem clar, pentru că n-au osândit Consiliul Mondial al Bisericii, n-au osândit ecumenismul și au semnat de frică și șantajați fiind la Sfântul Hrăiesc din Creta, luăm această măsură extremă ca să ne poziționăm în credință, în adevăr, în dragoste și în Sfânta Biserică, să avem atitudinea de mărturisitori și nu de nepomenitori,
că nu ne-am catalogat niciodată ca așa și să avem inima împăcată că am făcut tot ce putem noi cu răbdare, cu dragoste și cu bunătate și cu rugăciune pentru arhiereu și pentru preoți. Nimeni nu ne poate acuza. Totodată am scris acea carte ca o mărturie cu neputința noastră. Trezvie și iubire. Jumătate din cartea aceea este împotriva ereziei ecumenismului și pentru conștientizarea arhiereilor și preoților de această rătăcire, iar jumătate este împotriva schismei care au făcut-o și au susținut-o cei care au oprit pomenirea episcopului într-un mod raskolnic, adică neechilibrat, și au scos poporul din Sfânta Biserică, n-a mai îndemnat creștinii să meargă la preoți să se împărtășească și au avut o stare extremă. Nu ne-am identificat nici cu erezia ecumenistă și n-am acceptat ce s-a întâmplat la Sfântul Hrăiesc din Creta. Nu ne-am identificat nici cu partea extremă a nepomenitorilor, ci cum am putut, cu răbdare, credință și dragoste, am stat în starea de mărturisire, în starea de jertfă, de rugăciune pentru toți și pentru cei care sunt atacați de erezia ecumenismului și pentru cei care sunt atacați de partea schismei prin nepomenire să se întoarcă, să vină Sfânta Biserică la dreapta credință și în legătura de dragoste, de unitate și de comunie. De ce? Pentru că dracul în continuu nu caută altceva decât să dezbine, să fărâme, să bagă zizanie între mai mare și mai mic, între arhiereu și preot, între preot și credincios, între credincios și credincios, între preot și preot, între om și om, între frate și frate. Între unii și alții, Satana nu vrea să facă altceva decât dezbinare. Ce trebuie acum mai mult ca oricând? Trebuie darul discernământului, trebuie rugăciune, să avem smerenie. De aceea vă îndemnăm pe toți care au avut aceste predici să vă rugați în continuu pe noi, pentru că noi mergem ca pe sârmă. Să putem să slujim Sfânta Liturghie, să putem să avem inima luminată, să putem să scăpăm de partea din noi ca să luăm deciziile cele mai corecte și mai clare pentru noi, pentru obștea noastră și pentru ce putem să facem cu măsura noastră în Sfânta Biserică. Și este nevoie de rugăciune continuă, rugăciune neîncetată, unită cu smerita cugetare. De aceea, iubiți credincioși, spuneau în această pericopă evanghelică, unii însă dintre ei ziceau cu Belzebul că căpetenia diavolilor scoate pe diavol. Deci unii sunt atât de nebuni încât au putut să spună că și Hristos scoate pe demon cu Belzebul. Alții l-au ispitit cerându-i semn. Ce semn mai vrei tu, nebunule? Dacă vezi că mutul vorbește, că bolnavul se vindecă, că omul chinuit scapă de demoni, ce semn mai vrei tu? Și oamenii în nebunia lor văd cu ochii lor și cer semn și spun că toată binefacerea este de la diavol. Și dacă cu Hristos, cu lemnul verde au făcut așa, cu noi lemnele cele uscate, ce ne așteptăm să mai facă? De aceea el, știind gândurile lor, le-a zis, orice împărăție, dacă se dezbină în sine, se pustiește și casă peste casă se răstoarnă. De aceea, lovitura cea mai mare a Satanei în ziua de astăzi este împotriva bisericii noastre ortodoxe. Împărăția lui Dumnezeu pe pământ vor să dezbină împărăția prin cine? Prin cozile de topor din sânul bisericii. Ați văzut ieri și am amintit de nebunia întâlnirii papei, patriarhului ecumenic, protestanților, neoprotestanților și a tuturor celor care sunt în erezia ecumenismului, panerezia aceasta, care nu numai că pe vertical au stricat credința și dogma susținând ecumenismul, ci mai mult decât atât implementează pe orizontală imoralitatea susținând într-un cadru legal Sodoma și Gomora și toate asociațiile legate ale acestor pătimași ai Sodomei și ai Gomorei, și nu vreau să lungesc cuvântul. Am văzut că a început să reacționeze un arhiereu din sânul bisericii noastre, tânăr și luminat. Ne rugăm la Dumnezeu să se trezească mai mulți arhierei. Nu dăm nume, o să aflați dacă o să se ducă mărturisirea lor până la capăt sau este doar o zvâcnire de moment. Să vedem cât rezistă în luptă, pentru că nu e ușor să fie arhiereu. Ne rugăm pentru ei. Și lupta noastră, iubiți credincioși, este a sta în această stare de smerenie și de har. Să nu se dezbine biserica. Deși Satana, dacă a dezbinat în sine, cum va mai sta împărăția lui, fiindcă spuneți că eu izgonesc pe diavol cu Belzebul?
Iar dacă eu izbonesc pe diavol cu Belzebul, feciorii voștri, cu cine îi izbonesc? Feciorii voștri, adică apostolii, care sunt din neamul vostru, de aceea ei vă vor fi judecători, apostolii, sfinții și toți cei care au fost din neamul vostru și în fiecare epocă a avut sfinții ei și sfinții vor judeca lumea. Dacă însă eu scot afară pe diavol cu degetul lui Dumnezeu, atunci a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu. Dacă eu scot afară pe diavol cu puterea și cu degetul lui Dumnezeu, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu este pe pământ. Și atunci, iubiți credincioși, Domnul spune în final clar, cel care nu este cu mine este împotriva mea, iar cel care nu adună cu mine risipește. N-a lăsat cale de mijloc, ori slujești Dumnezeu, ori lui Mamona. În ziua de astăzi, lupta cea mare este să se creeze anarhie, să se învrăjbească toate de-a stânga și de-a dreapta, să se creeze o logică a păcatului, un sistem care să susțină această anarhie, tocmai pentru ca la momentul potrivit să apară acest prinț al Întunericului, să apară Antichrist, cel care să aducă pe pământ o pace falsă, o învățătură falsă, o liniște falsă și toată lumea să spun a venit izbăvitorul, ne scapă de această anarhie pe care nu o mai suportăm printr-o nouă ordine mondială și lumea va cere ordine, lumea va cere stăpân, lumea va cere control pentru că nu va mai suporta anarhia creată de ei. Singura soluție, iubiți credincioși, este lumina cea adevărată pe care o primim în tainele bisericii și în Sfânta Liturghie. Să vedem prin lumina adevărată, prin lumină. De aceea v-a spus, aprindeți o lumânare în geam, seara de seară. Pentru că când spunem România trezește-te, nu spunem să se trezească România la vreo răscoală socială, ci să se trezească unde? La credință, la trăire, la înțelegerea duhovnicească, la vederea cea adevărată, la o luciditate autentică, ca să fim niște oameni echilibrați, să înțelegem lumea în care noi ne ducem viața și lupta în ziua de astăzi. Singura scăpare este în corabia mântuirii, în Sfânta Biserică. Este foarte greu, pentru că nu sunt arhierei. Săracii, îi compătimim și ne rugăm pentru ei, au fost trași, au fost târâți, au fost șantajați, au fost îmboldiți, au fost crescuți, au fost legați de mâini și de picioare și târâți să semneze documente pe care n-au vrut să le semneze, să semneze documente pe care nici nu le-au citit, să participe la grămădeală, la un sinod în care nici nu s-au simțit ierarhi, cinstiți și respectați și s-au întors acasă rușinați și loviți de popor și de clerul care au luat atitudine. Să ne rugăm pentru ei să se trezească, să se căiască, să suntem siguri că le pare rău în inima lor. Să ne rugăm pentru ei să prindă curajul mărturisirii și odată cu ei alți preoți care nu au avut curajul mărturisirii până acum. Nici o clipă n-am avut gândul și n-avem gândul și nu o să luăm vreodată vreo atitudine aspră și severă și radicală pentru că nu suntem noi îndreptățiți să avem aceste atitudini. Dar trebuie să ne rugăm cu răbdare și cu smerenie ca să se trezească din arhirești, din preoți, până în ultima clipă. Și în ultima clipă să ne rugăm pentru lucrul acesta, pentru că Dumnezeu toate le poate pentru smerenia și pentru credința noastră. Iar dacă un arhireu s-ar trezi la un moment dat și acel arhireu este o sămânță care poate să crească atât de puternic încât să adune în jurul lui pe toți cei care sunt drept credincioși în Sfânta Biserică Ortodoxă. Problema în ziua de astăzi este foarte gravă, iubiți credincioși. Nu este problema aceasta a pandemiei. Asta este forma cea mai grosieră. Pentru că de aici a intrat frica în om, frica de boală, frica de moarte, frica de izolare, frica de nesiguranță, frica pentru ziua de mâine și pe această frică ei conduc lumea, acești oculți care prin cabală vor să stăpânească toate ale lumii acestea, sunt în spatele tuturor organizațiilor și stau nevăzuți pe cum stă și tatăl lor, Satana, și lucrează prin minciună tatăl minciunii și aceștia lucrează prin planul acesta cel mai de jos, apoi la nivelul economic, vedeți cum se tulbură și dezechilibrează economiile unor țări, la nivel politic încât conducătorii statelor nu-și mai aparțin, încât guvernele n-au nicio putere, iar demnitarea ar fugi și acum de pe scaunele lor dacă ar putea, dar
vai și amar de capul lor. Singura soluție este ca poporul să se adune în Sfânta Biserică, să se pocăiască, să se roage neîncetat, să se unească cu Hristos în Sfânta Împărtășanie, ca Hristos din inima noastră să ducă lupta cu forțele Întunericului care sunt în această lume. Mielul va birui fiara, Dumnezeu va birui Întunericul, lumina va birui Întunericul, sabia, cuvântul Dumnezeu va birui pe orice vrăjmaș. De aceea, nu deznădăjduiți, fiți hotărâți în luptă, fiți plini de discernământ, nu cădeți nici în necerzie, nici în schismă și să rămânem cu miile în Sfânta Biserică. Iar dacă acest duh mut despre care am amintit era în vremea aceea, să știți că este și în vremea aceasta. Creștinule, nu-i de ajuns ca tu să stai cu capul la cutie, să vii la biserică pentru tine, ci mărturisește, creștinule. Ia atitudine, creștinule, propovăduiește, creștinule, ai grijă de cel de lângă tine, creștinule ortodox, și nu fi un mut. Spune-i cel de lângă tine să se trezească, să se pocăiască, să schimbe viața și să venia cât mai mulți la Sfânta Biserică în zi duminică, pentru că aceasta este singura scăpare. Amin.